În orașul Druche se desfășoară lucrări de reparație, amenajare și plombare a drumurilor. Astfel, drumurile reparate au fost selectate după starea în care se aflau. Unele din străzi nu au fost reparate din anii 60-70, adică mai bine de 50 de ani. Locuitorii sunt bucuroși că în curând vor avea parte de un drum bun, fără gropi. Drumul de mult eu am venit aici și nu a fost. Din 66 și nu a fost, nu știu. Făcut-o, e o leacă de remont și așa și-o lăsat. Noi așteptăm reparația drumul, cum nu? Că faci foarte bine. Și șoferii susțin că deplasarea pe drumurile deteriorate le creează bătăi de cap. Pentru a nu-și deteriora automobilul, conducătorii deja cu iscusință ocolesc gropile. Păi cum? Efectează și automobilul. E atât de bine ca să ocolești toate borțele, nu știu, postul. E foarte greu. Voi vă drumul... gândiți ca să repare? Sau nu mă vor? Aici încă mai merge, dar așa la drum ceva strașnic. De atâți ani e foarte greu. Nemulțumiți, indignați și disperați au ieșit în stradă locuitorii străzilor Vasileu, Ștefan cel Mare și Plămădeală. Drochinii din acest sector susțin că de ani buni au de suferit în urma ploilor, asta pentru că le sunt mereu inundate curțele, locuințele și nu doar cu apă de ploaie. Au încercat să stopeze apa cu propriile puteri, au săpat tranșee, au pus bordure, dar fără niciun rezultat. Apa murdară se strecoară oricum în gospodăriile lor. Apa curge pe HD-ul și revine în coașe și împli grădinile și la mine cel mai jos loc pe Plămădeală. Și toată apa vine la mine. Au fost cazuri că a fost apă și în casă. Și atunci am ridicat pe toți. Că câinii ca, dar casele este de aici, toți știu că-s vechi, că-s din lampași. Și mult n-au să ții. El practic nici fundamente n-au. Noi nu vrem mult lucru. Să nu ne nești și să nu iasă canalizația înapoi. Cred că în secolul 21 e posibil așa ceva. Suntem în apă până la genunchi, așa. Și ne-am adresat la primăriță de multe ori și chiar am chemat și pompieri în momentul ăla că avem băiat invalid și avem nevoie să ieșim des pe afară, condiții în casă nu avem și pe afară trebuiește. Și apa era de până dinaintea ușii până așa. Și în tot sezonul când plouă, nu mai faci canalizarea asta nici treabă aici, tăta apa din drum ne vine în ogradă. Mai mult ca atât, apa din canalizare îmbinată cu cea de ploaie le provoacă pagube enorme. Locuitorii străzilor vizate doresc ca problema lor să fie soluționată din rădăcină. Păcă nu работаю все системы внизу в земле, сверху ничего не надо делать. Сверху это что, потом асфальт положат и давай все резать, ломать и все делать? Потому что мы все равно будем ходить и добиваться, чтобы это отремонтировали. Здесь нельзя жить, здесь все колодцы, пусть приходят и пит станции, смотрят. Вот один колодец, второй, третий. Все нельзя пить воду. Вы поводите колодцы и посмотрите, что там плавает. Где-то опустили они сточные воды в эту канализацию, и чуть-чуть дождь. Даже не надо большой дождь. Даже такой маленький дождь. Из-за всего города вода грунтовая идет через эту канализацию и выходит наружу. Потому что канализация рассчитана на канализацию, не на сточные воды рассчитана. Вот надо найти, где они включились в эту сточную воду. Отсоединить это все. И будет нормально все. Зона проблематика есть в визору авторитетелор. Aceste străzi fiind incluse în lista străzilor care urmează a fi reparate în timpul apropiat. Aici este vorba la strada Vasile Lupu și de strada Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, în perimetrul cât a fost construită canalizarea de ape pluviale, pentru că noi știm că și asta este o problemă, că ea a fost amenajată, construită 2 ani în urmă, dar ea nu funcționează așa cum trebuie să funcționeze, pentru că nu erau străzile asfaltate. Acum ele vor fi asfaltate și va funcționa, adică va dispărea această problemă, pentru că va fi asfaltată și ea va lucra așa cum trebuie să lucreze. Drumuri despre care am vorbit, Chișinăului, Tranșa 1 și Vasile Lupu, sunt în sumă undeva de vreo 8-9 milioane de lei. Unicul lucru care vreau să-l menționez, că începând cu anul viitor, adică din decembrie, când va fi planificat bugetul, accent sporit se va pune pe străzile care sunt conectate și la acveduct și la canalizare, adică care au toate rețelele conectate,
pentru ca pe viitor, atunci când cineva va dori să conecteze la apă sau la canalizare, nu li se va mai permite, pentru că nici o clima acum de problema că ei nu vor să se conecteze la apeduct. Deci pe viitor, dacă vor dori să se conecteze la apeduct, nu vor mai avea posibilitatea, pentru că primăria nu va accepta să fie efectuate careva lucrări pe drumurile recent reparate. Dacă unii au refuzat conectarea la apeduct, alții se bucură de apă curată la robinete, resfeți de care nu au avut parte de până acum. Eu n-am avut apă mai trecut, am unii pus apă asta, care proiectul nou, dar pe-s mulțumit, foarte mulțumit. Deci nu știu cum să mulțumesc, foarte bine. Noi la bătrânețe, la vârsta noastră, e tare bine, trebuie apă în casă. Ne-am pus vană, pus boiler și foarte bine. Chiar pensia mitică, dar ne-am stăruit și am făcut. Am achitat? Contribuția? Da, 2000 am achitat la bancă. Tot am făcut în regulă. Și mulțumesc domnului și la cei care au făcut proiectul ăsta și că altfel n-avem să am apă. Dar așa sunt foarte mulțumit. În anul 2021, pentru întreținerea, reparația și amenajarea drumurilor din orașul Druchia vor fi cheltuiți în jur de 10 milioane de lei, 2 milioane fiind din fondul rutier din bugetul de stat și în jur de 8 milioane din bugetul primăriei orașului. Totodată, contribuția primăriei în cadrul proiectului aprovizionarea cu apă potabilă a orașului Druchia constituie 7 milioane de lei, bani alocați de asemenea din bugetul local, ceea ce a acționat asupra numărului de străzi care vor fi reparate până la sfârșitul acestui an. Victoria Conea, Rodica Carpenco, TV Drochia.